În urmă cu 10 ani era lansată la Iași prima traducere a Bibliei făcută de Biserica Romano-Catolică din România. După un deceniu de când a fost publicat acest tezaur de viață, este un moment aniversar aici, la Catedrala Romano-Catolică din Iași, moment aniversar marcat printr-o sesiune de comunicări și printr-o sfântă liturghie pontificală în Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină. Noi ne aflăm astăzi în vechea catedrală, Adormirea Maicii Domnului, loc din care vă propunem o ediție specială a emisiunii Lumina Creștinului. Invitații mei sunt autorii primei traduceri a Bibliei romano-catolice. Este vorba despre părintele Alois Bulai, căruia îi spun Hristos a înviat, adevărat bun venit, și părintele Eduard Pătrașcu, Hristos a înviat, bine ați venit. Adevărat a înviat, mulțumim de invitație și de posibilitatea de a vorbi de Cuvântul lui Dumnezeu. De la început vreau să vă întreb de ce era nevoie de o traducere a acestor texte originale. Înainte de toate, pentru că Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, are rolul primordial în viața bisericii și în viața fiecărui credincios. Și de aceea era nevoie de o transpunere a acestui cuvânt în limba noastră, în limba română. Era nevoie din textele originale, pentru că după îndrumările date de biserică, textul cel mai apropiat, textul cel mai veridic, este cel care vine din limbile în care a fost scrisă Sfânta Scriptură. Și atunci, normal că se impunea o traducere care să vină din aceste texte, pentru că noi mai aveam traduceri în limba română, dar erau făcute sau după ediția greacă a Sfintei Scripturi, sau a fost o traducere făcută din limba latină de către Biserica Greco-Catolică. Am aflat motivul pentru care a fost necesară o astfel de traducere. Vă întreb, ce a însemnat pentru sfințiile voastre munca la care v-ați angajat și cât a durat? Noi avem o expresie pe care am folosit-o într-un fel, să zicem, personalizat, dar s-a regăsit, și anume, considerăm, și știu că și părintele consideră la fel, că a fost o ocazie providențială faptul că am putut pe diferite căi să facem această lucrare. Personal, și știu că și pentru părintele este la fel, a fost o ocazie de cunoaștere în profunzime a unui Dumnezeu care se ascunde și se revelează totodată în niște cuvinte simple. Să descoperim o omenitate a lui Dumnezeu și o divinitate a omului, să spunem, mascate sau, dacă vreți, puse în niște banalități așa de simple. A durat mai mult, părintele este martorul întregii aventuri din anii înainte de anii 90, dar practic, să spunem, ca să scurtez, munca noastră a durat 5 ani, din 2008, cred că era începutul septembrie, nu? 2008, până la sfârșitul lui iunie 2013. O muncă intensă, cu prea puține pauze, sau destul de puține pauze, pentru că decisesem să mergem într-un ritm alert. Și cam, să zicem așa, în sinteză, cam asta s-ar putea spune de cât și ce a însemnat. Este părerea mea, pe care este cu spuntele împătășește fiecare cu nuanța lui, bineînțeles. Sigur, aș putea să adaug la asta că, de fapt, nu știam ce înseamnă lucrarea aceasta. Știți cum se spune? Nu știați la ce vă înhămați, nu? Nu, nici măcar nu știam că mă înham la traducerea Sfintei Scripturi. Preasfințitul, care era ordinarius pe vremea aceea, Petru Gherghel,
ne-a trimis să învățăm limba greacă și limba ebraică într-un an de zile și să venim să traducem Biblia. Ajungând la Institutul Biblic, noi ni s-a spus că dacă vrem să învățăm limbile, se poate face și în altă parte, poate mai bine, dar dacă vrem să traducem Sfânta Scriptură, atunci trebuie să intrăm în universul acesta care este fără de sfârșit al Cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci am stat, ne-am format în Sfânta Scriptură și am venit acasă, ne-am apucat, nu știam cum să o facem. Mijloacele de lucru la vremea aceea erau mult mai simpli, adică fiecare cuvânt trebuia să-l căutăm în dicționar, trebuia să vedem care este varianta cea mai bună a traducerii, trebuia să vedem unde se mai întâlnește cuvântul respectiv sau expresia respectivă în concordanții, în enciclopedii, era mult mai complicat. Dincolo de efortul evident pe care l-ați făcut într-o perioadă destul de mare, înțeleg, și de aceste provocări lingvistice, vreau să vă întreb pe fiecare cu ce sentimente ați însoțit această muncă? Când părintele mi-a cerut să lucrăm, sigur că aveam în spate, mă rog, niște studii de critică textuală, oarecum ceva puteam să-mi dau seama nici de cum de amploarea așa de mare. Eu, personal, am mers mereu și fiind și mult mai tânăr, cu mult entuziasm și cu oarecare nebunie tipică vârstă. Nu știu dacă aș mai fi în stare acum să iau de la capăt cu aceeași doză de nebunie. Între altele, făceam naveta în fiecare zi de la Horlești. O nebunie frumoasă, sigur. Da, da. Nu, dar, repet, dincolo de nebunie asta enorm necesară și cu sentiment de recunoștință pentru tot ceea ce a putut să însemne fie munca pe text, fie munca cu părintele. Și dacă e cel mai mult, să spunem așa, mi-a plăcut, să spunem, faptul că chiar n-am tratat cu superficialitate. Lucrul acesta comportând și discuții, și nu numai între noi, dar și cu colegii de la seminar și în țară chiar, și nu, dacă pot să-mi permit, părinte, noi atât am putut să facem, dar n-am tratat deloc cu superficialitate. Adică au fost situații când chiar ne-am muncit sau, zice, ne-am ostenit cu un cuvânt sau altul. Da, aș putea să mai adaug că responsabilitatea față de cei cărora trebuia să le adresăm această traducere a fost mereu în spate, adică întotdeauna ne-am gândit că ceea ce facem, o facem pentru ca să transmitem Cuvântul lui Dumnezeu și pentru că le-o transmitem oamenilor de aici. Și de aceea ne-am străduit ca să redăm traducerea în limbajul cel mai comun posibil și totodată să aducem pentru clarificarea textului și multe note, multe, cum să spun, informații pentru ca să facem textul cunoscut în amploarea lui, pentru că știam că la noi literatura biblică este săracă și atunci am căutat să-i ajutăm pe oameni ca să înțeleagă textul Sfintei Scripturi în amploarea lui. Aș vrea să rămânem încă la planul lingvistic despre care ați amintit câte ceva și să precizați care sunt caracteristicile acestei traduceri din punct de vedere lingvistic. Putem spune că multe dintre dezideratele noastre din această perspectivă au fost atinse, pentru că ecourile care au venit în acești ani și se regăsesc în comunicările de astăzi, punctează foarte mult pe această actualitate, să spunem, foarte
să zicem, la actualitate a limbii pe care noi am folosit-o acolo, limbii române, evident. Nu să spunem, chestiunea aceasta a plăcut la mulți și chiar și în spațiul necatolic, să zic așa, în general în spațiul creștin, pentru că, să folosesc expresia cuiva, în sfârșit, spunea cineva, în sfârșit pot să citesc și o Biblie fără să iau un dicționar pentru arhaisme sau pentru, știu eu, cuvinte ieșite din uz. Și cred că la nivel filologic, și sunt și articole scrise pe tema aceasta, limba pe care noi am folosit-o, limba modernă, într-adevăr, și care am dorit așa de mult să fie foarte actuală, așa fel încât omul să înțeleagă. Sigur că n-a fost posibil chiar în proporție de 100%, pentru că, de exemplu, mai ales prin Vechiul Testament, dar și prin Noul Testament, au fost situații când a trebuit pur și simplu unii termeni să-i neologizăm într-un fel mult. Dar asta, dacă ținem cont că limba modernă, limba română în momentul de față, are o rapiditate de schimbare așa de mare, limba pe care noi am încercat să o folosim este mult mai ușor înțeleasă decât cititori. Putem vorbi de un impact teologic și academic, nu doar în Biserica Romano-Catolică, ci și pentru alte confesiuni prin această traducere a Sfintei Scripturi? Se poate vedea deja pe desfășurătorul simpoziunului de astăzi că există persoane care au dorit chiar să intervină din alte confesiuni creștine. Mare ne-a fost surprinderea, cel puțin și mie, și cred și părintele, să aflăm între timp că, de exemplu, Biserica Luterană Confesională a adoptat deja de ceva timp, nici nu știam neapărat noi, această traducere ca fiind traducerea oficială a lor. Știm bine că se folosește și Biserica Ortodoxă și Biserica Pentecostală, dar și ceilalți neoprotestanți folosesc, nu neapărat în cult, dar citesc, mai ales aparatul critic, dar și unele dintre opțiunile făcute sunt adoptate și de ei. Deci se poate vorbi, eu spun cu oarecare sfială, pentru că nu eu personal nu m-am gândit la o astfel de anvergură. Putem spune că da, se poate vorbi despre un impact și academic, de exemplu, studenții pentecostali știu bine că folosesc des și nu numai textul acesta, dar și aplicația, dar și academic. S-a vorbit, s-a scris despre această traducere. Și în critică, să spunem, pozitivă și în critică normală, să spunem, aș zice negativă, dar o critică poate un piculeț mai puțin binevoitoare, dar s-a scris despre ea. Deci impactul este. Da, sunt convins și am, cum se spune, ecouri din lumea teologică contemporană, că mulți termeni, multe expresii au căpătat drept de circulație în formularea noastră, pentru că noi am fost ajutați în ceea ce am făcut de textele originale și asta ne-a ajutat mult în redarea în limba română noua conceptelor. Cei care au fost condiționați de un text au făcut o traducere foarte bună, dar după limba greacă sau după limba latină. Pe când noi am făcut traducerea asta după textele originale și atunci, spre exemplu, am introdus termeni care acum sunt acceptați de către exegeza și de teologia contemporană. Spre exemplu, am folosit termenul de soț pentru Sfântul Iosif în relația cu Sfânta Fecioară Maria, un lucru care, cum spun, nu era, era dorit. Eu am stat de vorbă cu preoții ortodoxi care efectiv s-au bucurat când au văzut, pentru că ei simțeau treaba aceasta,
dar textul lor nu era, nu spunea despre treaba aceasta. Și atunci noi, prin traducerea noastră, ne-am permis câteodată anumite libertăți față de limbajul comun în limba română și în felul acesta zic că am dat drumul, am dezlegat, nu, anumite probleme pentru teologie și pentru limbajul teologic în general. Am început discuția de astăzi vorbind despre necesitatea acestei premiere, această primă traducere a Bibliei. Și aș vrea, părinte Alois Bulai, aproape de finalul emisiunii, ne apropiem de final, să ne spuneți, de fapt, care este rostul Bibliei? E suficient să o parcurgem, să o citim? No, deci un credincios este credincios în măsura în care este familiarizat cu limbajul lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci Sfânta Scriptură este necesară pentru un credincios ca să fie mereu în mâna lui și în sufletul lui pentru ca să poată răspunde legăturii cu Dumnezeu. Din cauza aceasta, Sfânta Scriptură nu este suficient să fie știută. Ea trebuie să fie trăită, trebuie să fie rumegată și trebuie să fie asimilată pentru ca să poată deveni viață în credincios. Deci trebuie trăită, trebuie mărturisită, trebuie parcursă, trebuie simțită. Cred că sunt mulți termeni pe care îi putem asocia. Părinte Eduard Pătrașcu, vreau să ne referim la finalul ediției de astăzi, Lumina Creștinului, la această sesiune de comunicări științifice despre care ați vorbit. Ideea acestei aniversări, cine sunt participanții? Bun, înainte de toate, vreau să precizez că dorința asta a fost comună, adică părintelui și a mea, de a marca acest moment aniversar. Au fost mulți care au dorit să vină, a trebuit să triem un pic și în sensul să alegem simbolic. De aceea va vorbi, sau mă rog, în comunicări se poate regăsi și o parte catolică, și parte ortodoxă, și parte protestantă, și este și cineva și baptist, este chiar cineva care vine cu o mărturie, fiind, el se numește un căutător. Zice că este născut ortodox, apoi a frecventat evanghelicii, acum este în contact cu luteranii, este un căutător, dar un om care a citit traducerea noastră și care mi-a spus că datorită acestei traduceri, el și-a reactivat căutările de Dumnezeu. Pentru mine, pentru noi, să ne zică cineva că citind Biblia și-a regăsit căutările de Dumnezeu, este maximul de lucru care ne poate spune părintele de limbajul lui Dumnezeu. Apoi, sigur, este cineva și sunt două persoane și din afară, cineva, Ernesto Borghi, care are o vastă experiență de impact pastoral. Este un laic căsătorit între alt impact pastoral al traducerilor. Mi l-a scris foarte, foarte mult și este Ian Stefanov, secretarul general al Federației Biblice Catolice, care are o viziune de ansamblu deja de mai mulți ani asupra ceea ce înseamnă impactul Bibliei în viețile oamenilor din toată lumea. E o paletă, să spun mai degrabă, simbolică, cu, mă rog, intervenții relativ scurte, pentru că dacă trebuia să acceptăm toate dorințele, chiar ne trebuia măcar o zi întreabă și lucrul acesta solicita mult și atunci am mers pe ideea aceasta, să spunem, simbolică. Noi credem că e o ocazie de a scoate în evidență, înainte de toate, cuvântul lui Dumnezeu, nu rolul nostru. Și eu și Părintele ținem să precizăm treaba asta, nu noi suntem în centrul atenției nici astăzi și niciodată, ci cuvântul Dumnezeu este un popas aniversar menit să aducă încă o dată aminte de necesitatea centralității
da, centralității reale, nu doar retorice, a Cuvântului Dumnezeu în viața de credință. Vă mulțumesc pentru ocazia de a realiza o ediție specială a emisiunii Lumina Creștinului, datorită muncii dumneavoastră, datorită acestei premiere a primei traduceri a Bibliei în Biserica Romano-Catolică. Vă mulțumim, părintele lui Bulai, părinte Eduard Pătrașcu, și sper să mai avem astfel de ocazii la emisiunea Lumina Creștinului. Suntem la moment aniversar, 10 ani de la prima traducere a Bibliei catolice în limba română. Dacă stăm și ne gândim bine, ce repede trec ani. 10 ani au trecut foarte repede, de la acel moment când s-a anunțat, gata, Biblia a fost terminată, este deja tradusă. Și acest anunț a bucurat inima tuturor catolicilor, principal din Moldova, dar și din România. Este o ocazie deosebită și eu mă bucur să particip la ea. O ocazie deosebită pentru a ne îndrepta atenția spre Cartea Cărților, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, revelat, scris, pentru a intra, de asemenea, un pic în tainele Bibliei, pentru a explora istoria, cultura și spiritualitatea din spatele acestei realizări importante. Noua traducere propusă de Biserica Romano-Catolică este actuală pentru că au reușit, după eforturile lăudabile ale înalt preasfințitului Bartolomeu Valeriu Anania din anul 2001, au reușit să îmbine acest tradiționalism cu actualitatea principiilor filologice, și lucrul acesta nu poate decât să fie benefic pentru cultura română, nu doar pentru cei care se revendică cu acest apelativ de credincios, ci pentru toți cei care doresc să aibă acces la un spațiu cultural extins, pentru că Biblia îndeamnă pe oricine, indiferent de convingerile religioase, de apartenența confesională, îndeamnă, sigur, la o cultură, la o actualizare, până la urmă, a credinței și a aspectelor acestea care țin de istoria umanității. Versiunea pe care o sărbătorim astăzi este foarte importantă pentru că redă textul Scripturii într-un limbaj modern, însoțit de multe explicații, note, comentarii, introduceri care sunt relevante pentru toți cei care vor să studieze Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod aprofundat. Le recomandăm această traducere studenților, mai ales pentru partea de Vechiul Testament, unde sunt traduse cărți care nu se regăsesc în canonul protestant, cărțile Macabeilor, de pildă, care ne spun informații foarte importante despre istoria dinainte de Noul Testament, despre perioada celui de-al doilea templu, cum o numim noi. Și pentru mine personal, versiunea aceasta este importantă pentru că atunci când eram student și când apăruse doar Noul Testament, am găsit-o cu mare surpriză la librăria Paulinelor din București și am fost plăcut impresionat să găsesc o traducere într-un limbaj modern, pentru că versiunea pe care o foloseam era deja veche de 80 de ani și am intrat într-un univers nou și Cuvântul lui Dumnezeu a căpătat o prospețime de care aveam nevoie la momentul respectiv.